o undă de șoc transmisă în societate de declarațiile făcute de generalul Gheorghiță Vlad într-un interviu la Europa Liberă în legătură cu situația în care se află armata română, în legătură cu nevoia ca România, românii, să se pregătească pentru război. Vă reamintesc, cap de listă, declarație, populația României trebuie să se îngrijoreze, rezerviștii României sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front, deficitul de personal al armatei este de 10%. 6.000 de angajați au părăsit Ministerul Apărării în 2023, trebuie să existe un program de învățare voluntară a folosirii armei, un program care să fie disponibil pentru bărbați și femei de până la 35 de ani și Parlamentul nu a adoptat până acum legile cerute în armată. Adaugă generalul Gheorghiță Vlad, este șeful statului major al apărării. Fabricile românești nu produc muniția NATO de care avem nevoie. În 2023 ne-am asumat un angajament în fața NATO și UE care nu a fost respectat. Mai face câteva precizări. Scutul antirachetă de la Deveselu a fost upgradat. Nu avem cu ce doborî drone rusești în Dobrogea. Nu avem tehnologia necesară. Militarii români învață să piloteze drone Bayraktar, vor fi trimiși primul lot în Turcia pentru a începe acest program și ce mi se pare că este cireașa de pe tort, în cel mult un an, militarii români vor primi bocanci noi. Haideți să vedem și cum a reacționat Marcel Ciolacu după aceste declarații îngrijorătoare, premierul României. România nu are niciun risc să fie angajată în vreun război. România nu a fost niciodată mai sigură în acest punct de vedere ca astăzi. Faptul că facem parte din NATO e un lucru foarte important. Și vedeți ce desfășurare de forțe și de militari din toată Europa și mai ales din Statele Unite ale Americii sunt pe teritoriul României. Și poliția iriană. Deci, haideți să stăm liniștiți că România nu va intra în niciun război. Chiar dacă este an electoral, cred că trebuie să fie o linie roșie cu anumite lucruri care ne jucăm și cu care nu ne jucăm. Deci, haideți să stăm liniștiți că România nu va intra în niciun război. Toată evaluarea făcută de generalul Gheorghiță Vlad pleca de la observația, de la analiza generalului, care sună în felul următor. Sunt mai mult decât convins că politica președintelui Putin va escalada în perioada imediat următoare. Mai vorbește despre pericolul ca odată câștigat războiul din Ucraina, Rusia să pună ochii pe Republica Moldova și mi s-a părut foarte interesant, comentăm imediat, vorbește generalul Gheorghiță Vlad despre posibilitatea unor tensiuni în Balcanii de Vest. Vă uitați pe hartă și o să vedeți că asta înseamnă că există pericol la nord, est, est și sud, vest. Nu este simplu. Vă reamintesc invitații noștri în studioul Digi24 în acest moment, Liliana Ruse, Dan Grecu, Marius Pieleanu și ni se alătură Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Un comentariu scurt, Ion Meioniță, că imediat ne întoarcem la mobilizare, că nu ne-am lămurit și este exact subiectul de mare interes pentru telespectatorii noștri. Vor să știe ce anunță declarațiile făcute de șeful statului major al apărării. Urmează să ni se întâmple ceva, urmează să ne cheme cineva, urmează, ce urmează? Ion Meioniță, comentariul dumneavoastră apropo de cum pică această declarație, dușul ăsta rece, această evaluare foarte, cum să zic, lucidă. Da, este o evaluare care vine de la șeful armatei și știe foarte bine care sunt realitățile din armata română în acest moment. Pe de altă parte, nu cred că este vorba despre, într-adevăr, mobilizare. Hai că plecăm acum cu toții, ne luăm bocancii și ne prezentăm. Nu. Spune foarte clar, să fie o lege, cere armata și nu o cere de ieri. Nu e o surpriză. Eu știu de foarte mult timp o asemenea dorință a armatei de a avea personal, de a populația să fie pregătită într-adevăr și peste tot există așa ceva. Nu înseamnă mobilizare. În Polonia, deci există forme prin care cei care vor, în mod voluntar, cei care vor se prezintă și fac niște stagii de pregătire.
cine vrea să facă chestia asta. Nu e obligativitate, așa cum, ține minte, era înainte de 2000, fiecare să se ducă la armată și să facă un stagiu în armată. Este pregătirea populației și aici are dreptate. Are dreptate pentru că, într-adevăr, trăim cu ideea că suntem în afara oricărui pericol, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te pregătești. Chiar ești în afara unui pericol atâta timp cât ești pregătit, atâta timp cât arăți că știi ce să faci, ca peste tot. Dacă te pregătești pentru o inundație, faci față unei inundații. La fel și aici, te pregătești ca să fii credibil, să descurajezi, trebuie să fii într-adevăr credibil și pentru asta trebuie să fii pregătit. Să nu intri în panică, să știi ce se întâmplă. Dacă vezi o dronă, mergi prin delta Dunării și vezi o dronă, să știi ce să faci cu ea, unde dai telefon, pe cine anunți și așa mai departe. Deci cred că sunt lucruri de bază despre care vorbește șeful armatei și cred că ar trebui luate în seamă. Nu în cheia aceasta, nu avem niciun pericol, nu se întâmplă nimic, ci în cheia responsabilă. Suntem într-o lume periculoasă, nu trăim într-o lume perfectă, sunt pericole la tot pasul, război este la granița noastră și oamenii trebuie să înțeleagă că este un război cu toate forțele la granița noastră, foarte aproape de România și că ceea ce este în camiză, ceea ce este pe masă, nu este un teritoriu îndepărtat pe care și-l dispută nu știu cine. Miza esențială este libertatea noastră a tuturor, pentru că libertatea unuia înseamnă și libertatea celuilalt. Așa încât cred că despre asta este vorba, oamenii să înțeleagă realitatea în care trăim. Nu că începe un război mâine în România. Imediat vom vorbi despre ce se întâmplă în Polonia, ce se întâmplă în Germania, au problemele pe care, nu știu dacă la nivelul acesta, au și ei probleme în primul rând cu conștientizarea pericolului, conștientizarea nevoii de a fi pregătit, ceva să se schimbe. Că exact. Până acum toată lumea... Cu finanțarea armatei, pregătirea armatei, personal pentru armată. Într-adevăr, pleacă foarte mulți oameni, sau au plecat de acolo foarte mulți oameni. Avem în platou oameni care știu foarte bine ce se întâmplă și ne pot spune. Dar cred că sunt probleme reale. Ori dacă bagi capul în nisip, nu înseamnă că dispar problemele. Le spui societății. Lili Ruse, ți se pare o întâmplare că rețeta se repetă identic? Suedia, Marea Britanie, România. Rețeta e următoarea. Un șef al armatei, un general, vine și le spune tuturor cetățenilor țării că trebuie să se pregătească. Cu aceeași luciditate pe care o vedem și la generalul român. După care politicienii reacționează și îi acuză pe militari, la noi nu s-a întâmplat, că panichează. S-a întâmplat altceva în schimb. A spus premierul Marcel Ciolacu faptul că a făcut precizarea asta, chiar dacă suntem în campanie electorală, nu trecem această linie roșie. Păi șeful statului major al armatei este în campanie electorală? Nu. Telespectatorii trebuie să știe un singur lucru. Oamenii aceștia, șefii militari, dau extrem de rar interviuri. Extrem, extrem de rar. Să obțin interviu cu șeful statului major e o lovitură de presă. Dacă generalul Vlad a simțit nevoia să iasă și să facă aceste declarații, înseamnă că în armată există această temere serioasă cu privire la ceea ce urmează. Faptul că premierul Ciolacu spune, ok, sunt alegeri, dar nu e un pericol, nu ajută cu absolut nimic populația României. Pentru că îți creează un fals sentiment de siguranță. Sigur, am mai spus asta, pentru orice lider politic e greu să dea vești proaste, mai ales când sunt alegeri. Dar e o realitate pe care tot va trebui să o confruntăm. Că e vorba de anul ăsta, că e vorba de anul viitor, tot ne vom trezi în fața acestui pericol. Pentru că nu va dispărea. Rusia de... Așa cum este, are șanse să mai rămână încă multă vreme de acum înainte. Ori faptul că România nu vrea, la nivelul elitei politice, nu se dorește o asemenea discuție, mie mi se pare cu adevărat îngrijorător. Adăugăm informația că sunt curios ce ne va spune domnul general. Trebuie neapărat să comentez imediat. Ceva. Vreau să le ofer telespectatorilor noștri informația pe care o avem, ați auzit-o la Digi24, de la George Scutaru. George Scutaru este directorul New Strategy Center, fost consilier prezidențial și în direct la Digi24 ne-a spus așa. În 2023, România a dat armatei 2,5% din PIB, dar execuția bugetară acestui miraculos 2,5% a fost de sub 2%. Armata nu a avut banii,
de 2,5% din PIB ca să-i cheltuie pentru lucrurile pe care vrea să le facă. Comentariul dumneavoastră, vă rog. Primul comentariu vreau, domnul prim-ministru, prin declarația domniei sale, și eu mă bucur că a liniștit populația, că așa trebuie să fie, să liniștească, dar confirmă ceea ce am spus eu în prima parte a emisiunii, pentru că domnia s-a observat despre ce vorbea. Avem aici americani, avem francezi, avem NATO, care este problema? Gealu Gheorghiță n-a vorbit despre americani și despre NATO și despre francezi și nu, aia sunt acolo, vin și ne sprijină. Sunt în România, sunt la 5, în asta. El a vorbit despre armata României și despre aia trebuie să vorbească domnul prim-ministru. Aia este problema executivului, armata României. Problema NATO este problema lui Stoltenberg și a lui Brown și a celălalt și a Consiliului Anacului, al North Atlantic Council. Aia se ocupă de NATO. Gheorghiț a spus despre România. N-a zis el că n-au americanii rachete, n-a zis el că n-au nemții leoparzi. Nu, el a spus că n-avem noi, că nu suntem incapabili să creăm după un an, să instalăm linia de fabricație pentru proiectilele calibru 155 metri. Este o realitate. Am zis că o facem, n-am făcut-o. Doi ani. Doi ani de război, Marius Pileanu. Da. Și șeful armatei, după 2 ani de război în Ucraina, ne spune că nu are legile pe care armata le-a cerut. Parlamentul nu a adoptat până acum legile cerute de armată. Da, domnul Prelicianu, pentru că Parlamentul, care e alcătuit din oameni politici, și, mă rog, în principiu civil, nu suntem foarte siguri, dar în principiu civil, se referă la populație, nu la armată. Și noi trăim totuși în pace de ceva timp. Și am fost învățați că în societatea asta post-adevăr în care suntem, războiul este ultima chestiune la care trebuie să ne ocupăm și să ne gândim. Și eu revin la chestiunile tehnice, repet, am memoria bună. Să ne imaginăm că, într-adevăr, domnul general va avea o lege prin care, voluntar, mii de tineri se vor înghesui să învețe să tragă cu pușca. Unu, nu e suficient să învețe să tragă cu pușca. Războaiele moderne nu se mai fac cu puști, da? Și cu linie de tranșee, știi? Se fac altfel, cu drone, cu rachete, cu războiul stelelor. Adică, pe bune, învățăm să tragem cu pușca noi și săpăm tranșee cu lopețica. Asta îi învăț. Doi, facem instrucție de front. Păi nu se învață în 4 ore pe zi, vreme de o săptămână. Instrucția de front înseamnă inclusiv plantoane la dormitor, inclusiv să 40 de băieți dezbrăcați goi pușcă și după caz femei, că înțeleg că domnul general vrea și femei. La rând, la dușuri. Armata română, armatele moderne au și femei. Dar nu, am spus, la rând, la dușuri, spălând pe jos grupurile sanitare, noi suntem, înțelegem. Așa nu fac nimic dacă iau 20 de ore, Marius Peleanu la 19 ani, 20 de ore să duc să tragă cu pușca. Ei, și? Dacă eu nu știu să bat pas de defilare, dacă eu nu mă știu să vă aliniați drepți pentru onor înainte. Dom'le, asta e instrucție militară. Ca să nu mai zic pe specializări. Dacă tinerii noștri vor toți să se facă tanchiști, ce facem? Facem tancuri. Facem tancuri. Deci, înțelegeți, e o nebunie. Glumă. În funcție de... Oricât de... Oricât de... Reduceți ideea la cel tras cu pușca. Dacă nu știi să sapi un tranșeu în Ucraina, mori în secunda 2. Asta e vorba. Tot cu lopățica, tot cu pușca. Adică instrucție militară, Ioane. Păi nu se poate. Oricâte drone ai avea, tot bocan cu bătere îmi face lege. Stimați colegii, instrucția militară nu se face în 10 ore. Oameni buni, stați așa puțin, că nu e așa. Propunerea este foarte simplă și este foarte logică. Introducerea prin lege a unui stagiu militar voluntar. Cu o durată de 4 luni de zile, era una din termenele propuse, cu posibilitatea creșterii pentru unele specialități, pentru că, într-adevăr, în unele specialități ai nevoie de mai mult timp. Despre asta era vorba. Nu era vorba că vine lumea de pe stradă la exercițiu de tragere. Trage cu pușca și pleacă această variantă. Dar există varianta pentru partea a doua, da. Deci aici vorbim, există varianta pregătirii populației. Există varianta, inclusiv legea 446 de pregătire premilitară a tineretului. Lupta întregului popor, că Ucraina se apără de ruși cu întregul popor. Să apără cu întregului popor și a vecinilor, nu numai întregului popor ucrainean. Din ce spune domnul Pieleanu, eu înțeleg că nu ne-am hotărât.
noi ca societate, dar ca să ne hotărâm... În funcție s-a dus în cămașă cu mânecă scurtă, în Stăfuriș și în la Delta să caute, să caute drona căzută, domnule. Domnule, rezultă că n-are frică de țânță. Aduceți-vă aminte imaginea alea terifiante cu ministrul apărării, știți, da? În cămașă cu mânecă scurtă, căuta drona prin păpușoni. Păi nu poți să reduce armata la ministrul apărării. Și ministrul apărării nu e militar. Domnul general ne spune foarte... Dar ce căuta acolo? Marius Pielean, domnul general ne spune foarte sincer care este situația armată. Eu nu vreau să duc în ridicol, evident, tot ce a spus. Întrebarea este ce e de făcut. Eu, atunci când cineva îmi spune că eu trebuie să mă îngrijorez, să revenim la stadiul militar, populația României trebuie să se îngrijoreze. Eu sunt populația. Ce trebuie să fac? Mai precis. Răspunsul sintetic este să revenim la stadiul militar. Nu știu, două luni, trei luni, dar eu mă îndoiesc că am capacitate. Obligatoriu, neobligatoriu, dacă ai peruși la graniță, nu prea te mai gândești că e voluntar. N-ai ce să faci, trebuie să te aperi. Cam asta e discuția. Boris Pistorius este ministrul apărării în Germania și în Bundestag astăzi a spus așa. Trebuie să ne întrebăm cine urmează să apere această țară când lucrurile devin serioase. Și conchide, trebuie să luăm serios în calcul posibilitatea revenirii la stadiul militar obligatoriu. Asta spune ministrul apărării din Germania, domnule general. Da, dumneavoastră din aur ne-ați spus că în România este imposibil și să te gândești la așa ceva, iar ascultându-l pe domnul Pieleanu, îmi și dau seama de ce. După 2011. Și uitați că problema se pune. Este foarte greu, încă o dată. Nu mai există simpatie pentru așa ceva, pentru că e o perioadă care a trecut de... și lumea nu e dornică pentru așa ceva. Dar în condițiile în care se iau... Aici am mai zis odată Gianluca Vlad, nu se poate face de azi pe mâine. Și este foarte adevărat. În condițiile în care, pentru că nu e suficient să dai legea. Este exact cum a zis domnul Pelean și aici sunt tot de acord. Trebuie să ai infrastructura la dispoziție, să pregătești zeci, sute, mii de tineri. Trebuie să ai niște unități, trebuie să ai niște instructori, trebuie să ai material de antrenament. Ori noi, ați văzut ce a spus, încă ne trebuie material pentru unitățile operative, trebuie să ai și material pentru antrenament. Dar astea nu poate să le facă generalul Vlad Gheorghiță, nu le pot face nici militarii, pentru că toate acestea se aprobă prin lege, o lege care intră în Parlament, ei pot cel mult să propună în cadrul Ministerului, că au dreptul de inițiativă, Ministerul are dreptul de inițiativă legislativă. Dar am văzut cu acele legi domeniul apărării care stau de atâția ani în așteptare. Lili Ruse vorbea foarte interesant mai devreme despre un fals sentiment de securitate. Asta vine din declarațiile politicienilor. Dar din declarațiile domnului general, care e sentimentul? Pentru că putem să ne imaginăm discuțiile dintre români la celălalt capăt al intervalului de următoarea manieră. Suntem varză. Nu avem nimic. Nu suntem în stare să facem nimic. Suntem oarecum varză. Adică în momentul în care generalul, șeful armatei îți spune că la anul vor veni bocancii pentru soldați, te gândești... Cei noi, da. Te gândești, suntem în al doilea război mondial când e nevoie de bocanci din afară pentru că noi nu putem să... Chiar și în secolul 21 militarii trebuie să fie încălțați. Asta zic. Mă gândeam că măcar la nivel de bocanci suntem asigurați. Da, cred... În momentul acesta, că oamenii tind mai degrabă să ia în serios ce spune generalul Vlad decât ce spun liderii politici. Poate greșesc, domnule profesor, dar cred că în continuare armata rămâne instituția în care oamenii au mai multă încredere decât în liderii politici. S-ar putea ca declarațiile generalului Vlad să cântărească mai mult decât orice fel de negări, că vin ele de la Cotroceni, de la Palatul Victoria sau mai știu eu de oriunde. Uite, o să întreb în populație, îți promit. Mă tem ce că... întrebați, Marius Pielean? Dacă sunt de acord, o să fac o sinteză a declarației și trebuie cumva formulăm... Să învețe? Vă temeți că nu vor vrea tinerii să învețe să tragă cu arma? Li se pare, cum să spun, simpatic, li se pare provocator că se uită la filme multe de aventuri. Nu li s-ar părea chiar și interesant? Îi duc să facă instrucție militară în sensul în care eu și Ion vorbim, sper că vorbim... Domnule general, duceți-l pe Marius Pielean în armată să vadă că nu mai e ca în 1988. Am făcut multe luni de armată, credeți-mă. Domnul Pielean nu are la nivel maxim, pentru că deci este absolvent al Colegiului Național de Apărare. A fost face armată. Și știe importanța. Acum la trupă, da. Între timp s-a schimbat și armata. Știi ce se va întâmpla, domnul Prelipceanu? Se vor înscrie, voluntar. Da. Vreo 500 de tineri din ăștia, bărbați și femei, la următoarele arme, tancuri, marină și mai ales aviație,
La infanterie, unde acolo, glumind eu, e cu pușca, nu se va înscrie, acolo e cu munca, știți, cu bocanci, să mergi pe ei cu bocanci. Și ce faci cu ei? Că ai 500 de înscriși la voluntar la Craiova, la DVSL-ul, la nu știu ce, și eu n-am, cu ce zbor eu cu 500 de tineri? Și în 4 luni de zile, că e deadline. Bine, la aviație nu se vor duce niciunul ca să faci un pilot de 16 trebuie 3 ani. Deci nu se pune problema de așa ceva. Adică ce fac la infanteriști? Nu la infanterie, da. La artilerie, da. La tancuri, da. Există, au posibilitatea asta. La tranziție. Credeți că armata nu are capacitatea de-asta birocratică să-i aleagă? Dacă vin 10.000 de tineri voluntari, dacă vin 10.000, înseamnă că toți trebuie să meargă? Nu pot să-i aleagă. Au 4 luni de zile, că nu-i poți să-i programezi. De ce e o nebunie asta, ce să vă spun? Dintre noi toți, noastre sunteți general. Și atunci eu vreau să vorbesc despre bocanci. Telespectatorii noștri vor să știe așa de la un general. Ce să înțelegem, domne, din ce spune domnul general Gheorghiță Vlad? Ce să înțelegem? Că urmează să ne cheme în armată, că urmează să vină războiul, că urmează... Că armata română este săracă și noi trebuie să facem presiuni asupra politicienilor să-i dea bani? Ce să înțelegem? Mi-ai pus atâtea întrebări acum că am uitat să le notez. Ce înțelegem? Deci, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem, să fim conștienți despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mie mi se pare foarte... foarte simplu mesaj. Într-al doilea rând, trebuie să înțeleagă și cei care hotărăsc același lucru. Doi, în pofida progreselor pe care armata României le-a făcut indiscutabil după aderarea la NATO, din probleme tehnici, tactici, proceduri, pregătire și așa mai departe, înzestrarea încă are serioase lacune. Iar în sprijinul ei nu vine niciodată industria națională, pentru că nu mai există. Deci industria națională de apărare nu mai există, nu mai există aia națională, dar mi-te asta de apărare. Și chiar cele care sunt, pentru că sunt, mai sunt, au mai rămas câteva în subordinea Ministerului Economiei, mai sunt și pe plan și în private, deci care produc pentru armată, dar insuficiente ca să ofere, ca să acopere nevoia armatei. În interviu vorbea undeva de 30 de ani. Acum nu știu, că n-am date de la economie, dar vă dați seama că este un timp imens. Situație în care încă o dată e nevoie de finanțare, pentru că altfel n-ai de unde să-ți obții aceste lucruri. Modernizarea se face tot în funcție de finanțare. Fiecare nou echipament care este introdus, că e baractar, că e HIMARS, că e F-16, implică o perioadă de pregătire a celor care operează cu aceste sisteme. Vă mai trebuie care la aviație e de 3 ani de zile, minimum, pentru un F-16, de la pornire până când poate să zboarte avionul, la forțe terestre, mai scurtă perioada. Când aflăm că România are rezerviști care sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front, ne gândim că cu fiecare an care trece... Vor fi și mai bătrâni. Rezerva asta va fi și mai bătrână. Bun. Absolut. Dacă sistemul de rezerviști voluntari despre care vorbiți dumneavoastră ar intra în vigoare acum full option, cu motoarele turate... Nu, ăla de rezerviști voluntari este în vigoare cu are nevoie de 3 lucruri. Câte vreme noi obținem o altă rezervă? O altă rezervă? Pe o altă rezervă, la ritmul care mergem acum, ne trebuie așa, vreo 30-40 de ani numeric, dar în timpul ăla dispare aia din față. Da. La ritmul care mergem asta. Trecerea la acel serviciu voluntar ar putea să scurteze mult acest timp, prin existența, pentru că ei vor fi pregătiți pentru grade mici. Acești rezerviști voluntari sunt, care există acum în baza legii 270, acopere toate cele trei categorii. Adică soldați gradați, subofimaști și subofițieri, ofițeri. Ofițeri de asemenea cu grad mic, pentru că armata nu are nevoie de colonei care destui. Deși au început să cam plece. Vorbiți despre profesioniști. Deci cei care sunt. Dar, pentru rezervă, are nevoie, special la gradele mici, sublocotenent, locotenent, capitan, maxim major, adică funcțiile de lider la nivel mic, pluton, companie. Ion Meioniță, mă întorc la șirul ăsta de declarații, aproape identice, făcute în diferite țări ale NATO, deasupra tuturor, evident, declarația amiralului Rob Bauer, șeful militar al NATO, care spune, domne, ce a spus generalul din Suedia este perfect adevărat. Așa trebuie să le vorbim civililor care trebuie să înțeleagă pericolul. Războiul a devenit unul real. Ori noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Ce se va întâmpla după? Ok, avem această șarjă de declarații. Înțelegeți că războiul este un pericol real. Ăsta este mesajul, da? Ce urmează?
Urmează reacția la nivelul societății și, bineînțeles, a politicienilor. Aici avem un mesaj care e trimis din sfera profesioniștilor din armată, dar societatea trebuie să reacționeze. Depinde cum vor înțelege. Cum vor înțelege liderii politici chestiunea asta, pentru că este absolut fără sens să spui oamenilor că nu trăim într-o realitate a războiului. Evident că deficitul de înțelegere este uriaș. Gândiți-vă că ultimul război major în Europa s-a terminat în 1945. Și generații după generații de europeni au trăit în prosperitate, cei din Europa de vest, în comunism, nu, da. N-au fost războaie. Oricum în pace. Da, în pace, într-o siguranță și era de neconceput să zici că îmi cade o dronă în cap, că mă bombardează și să vezi că războaie în lume au fost, dar au fost îndepărtate, oamenii au un simț al pericolului. Și acum gândiți-vă, noi suntem la câteva sute de kilometri de bombe, de moarte, foarte aproape. Nu avem simțul pericolului. Ni se pare foarte departe. Nu este departe. Este aici, în inima Europei. Ni se pare că Ucraina e undeva, este în inima Europei. Și avem un război în plină desfășurare. Am fi crezut noi acum 2 ani așa ceva? Au venit americanii și au spus, vor invada Ucraina. Du-te, mă, de aici, cum să invadezi? Cine mai declanșează, cum spunea domnul profesor, cine mai declanșează războaie cu bocani și cu tranșee? Asta e realitatea, cu tancuri, cu tranșee, cu tunuri. Ca în primul război mondial suntem și acum, pentru că nimeni nu poate scoate omul sau când vom avea roboții, cine știe, inteligența artificială. Dar deocamdată omul moare pe front. Nu înțelegem asta. N-am trăit realitățile astea. Lumea este, societățile noastre sunt în pace, se gândesc la bani, cum să cheltuiască, la studii, la locul de muncă și așa cum. Să te pui pe picior de mentalitate acum să te gândești că trebuie să te pregătești și pentru inimaginabil, e foarte greu. E într-adevăr greu. Și oamenii sunt normal să respingă așa ceva. Ce veniți cu poveștile astea? Eu n-am nevoie de ele. Dar realitatea nu poate fi ocolită, indiferent cât de multă dezinformare și percepție avem și realități paralele și post-adevăr. Până la urmă, realitatea te lovește în cap. Că da, e realitate. Poți trăi tu în ce univers vrei. Mai am o întrebare pentru sociolog, dar înainte. Lili Ruse, realmente vorbind, ne putem închipui că un înalt oficial militar face declarații fără să se consulte cu politicienii? Ar trebui să fi consultat măcar cu ministrul apărării. Ceea ce înseamnă că această problemă este percepută în rândul establishmentului politic, cu siguranță, politic. Că nu se poate, oricât am vrea să ne imaginăm, nu suntem decuplați de la restul Europei, nu suntem decuplați de la relația cu Statele Unite. Îngrijorarea există inclusiv la nivel de elită politică. Iar uitați-vă în Statele Unite, acolo declarațiile sunt făcute în mare parte de politicieni cu privire la ce urmează să facă Rusia, la un pericol, o invazie rusească în Europa. La fel și în România. Vin informații de la NATO, vin informații de la servicii secrete partenere. Nu ai cum să nu-ți imaginezi că informările pe care le primește în fiecare zi președintele Iohannis, pe care le primește premierul Ciolacu, președintele Senatului Nicolae Ciucă, nu există informații cu privire la ceea ce e în analiză cu privire la ce urmează să facă Putin. Pentru că și noi avem servicii secrete și sper că se ocupă inclusiv cu acest tip de analize și avem o grămadă de parteneri occidentali care trimit astfel de informări. Deci, declarația generalului Vlad nu putea fi făcută fără acceptul ministrului apărării. Ministrul apărării, un domn inexistent, a făcut referire profesorul Pieranu, cred că e singurul episod în care ne-l amintim public când a intrat acolo în stufăriș, în mânecă scurtă și căuta drone. Da, și căuta drone. În rest, domnul ministru nu a existat în acest mandat. Nu știm ce a făcut, nu știm care e opinia sa, dar clar o consultare a existat, pentru că ministerul e condus politic. Și întrebarea pentru sociolog e următoarea. Am tot vorbit aici, în studio, cel puțin despre oboseala de război, despre faptul că oamenii din țările NATO, din țările UE s-au săturat de ce se întâmplă în Ucraina, nu mai vor să afle, nu se mai simt conectați deloc cu ce se întâmplă acolo, nu percep ce se întâmplă în Ucraina ca fiind un pericol la adresa lor, a securității lor. Odată cu această discuție,
împinsă cu o serie de declarații. Ultima dintre ele chiar a unui general român. Credeți că se va schimba această percepție? Nu știu în ce măsură tema a fost urmărită de populația românească, mai ales cea de vârstă mai tânără sau relativ tânără. Ea așa la nivel de dezbatere publică sigur a creat reacții, contrareacții chiar. Dar nu știu, nu am un răspuns clar. Adică mă tem că temele sunt mai degrabă legate de cancanistica asta cotidiană care apare mai ales în online și care acaparează tot interesul minților. Eu am perceput astăzi cu totul altfel. Dumneavoastră. Dumneavoastră, da. Și eu și vibrația, cei de aici. Vibrația rețelelor, a discuțiilor, toată lumea astăzi a vorbit. Știu. Și ce înseamnă? Ne cheamă la armată? Asta a vrut să știe toată lumea. Păi, nici domnul general nu ne-a spus foarte clar. Ba da, ne-a spus foarte clar. Ne-a spus foarte clar. Eu pot să și citez. Vorbim acum despre armata obligatorie în România, nu se poate. Nu există. Da, această discuție în România nu poate exista. Asta e pasul 2 cu obligativitatea. Nu, dar nu se pune problema. Nu se pune problema, crede și eu. Nici măcar regeanul Vlad nu a făcut această referire. Eu sunt, sincer, eu sunt pentru o investiție majoră și masivă în armată. Și în oameni. În oameni, armata să aibă oamenii pe care nu i-are. Să-i formezi profesioniști. Adică să ne propunem, nu știu, în 10 ani, într-un deceniu, două decenii, să dublăm numărul militarilor profesioniști, de pildă. Nu, aici a spus să 80.000 are armata română, 120.000 ar fi cel mai bine. Iată, încă o creștere de 50%. 50%. Da, e în regulă. Dezbaterea e deschisă. Avem o informație nouă despre Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. În seara asta a fost la DNA 3 ore audieri într-un dosar de corupție, se suspecta de luare de mită și de fals în declarații. Informația nouă ne spune că Iulian Dumitrescu are interdicție de a-și exercita funcția timp de 60 de zile. Celelalte interdicții sunt să nu-și acceseze conturile și să nu intre în contact cu ceilalți oameni implicați în această anchetă. Tot ce știm și comentariile invitaților noștri după pauză vă așteptăm. Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, baron local PNL, face parte din cercul zero de putere din Partidul Național Liberal, este cercetat de DNA într-un dosar de luare de mită, este vorba despre acuzația care îi se aduce, luare de mită și fals în declarații. O afacere în care este implicat alături de sora și cumnatul său. Și DNA ne anunță în această seară, după ce s-au terminat audierile și după ce am aflat că Iulian Dumitrescu și ceilalți doi sunt plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, DNA ne anunță că a cerut mită 47 de milioane de lei unei persoane care ar fi trebuit ca în schimbul acestei sume să cumpere acțiuni, să capete acțiuni la firma cumnatului. Din sumă, respectiva persoană ar fi plătit doar 16 milioane de lei. E foarte interesant cum a fost deschis acest dosar, ne spun tot procurorii. Dosarul a fost deschis după ce procurorii DNA au constatat că Iulian Dumitrescu face niște cheltuieli nemăsurate de la un moment dat încolo, a început să facă cumpărături interesante, foarte scumpe, a început să meargă în vacanțe foarte scumpe. Un exemplu, într-un an și jumătate, Iulian Dumitrescu ar fi cheltuit 600.000 de euro pe vacanțe și obiecte de lux, o sumă enormă. E vorba despre aproape 3 milioane de lei și este de notorietate, ați văzut imaginile mai devreme, au fost publicate în această seară imaginile cu mașinile scumpe pe care le folosește familia Dumitrescu, Iulian Dumitrescu și soția, sunt fotografii publicate de G4 Media, tot din documentele și informațiile de la procurori, din anchetă, aflăm că în august, soția lui Iulian Dumitrescu a primit cadou un ceas de 30.000 de euro. Liliana Ruse? Mă gândeam la vacanța asta de 600.000 de euro. Unde a făcut-o? Pe Marte? În multe țări. 600.000 de euro? În multe locații.
E vorba despre vacanțe în Dubai, Abu Dhabi, insulele Maldive, Capri, Mykonos, Nița. 600 de mii de euro, adică sunt 600 de mii de euro. Da, sincer, mi-a plăcut cum ai spus, a cerut mită practic 9 milioane jumate de euro și până s-a dat doar 3 milioane de euro. Asta mi s-a părut, despre ce sume discutăm, este absolut uluitor să auzi că există nivelul ăsta de șpagă. Bun, despre Iulian Dumitrescu se tot vorbește de foarte mult folclor politic în jurul afacerilor domnului Dumitrescu. Nimeni n-a putut însă să dovedească vreodată ceva. Se știa foarte bine că e un om înstărit, nu cred că se știa că e atât de înstărit, dacă astea sunt realitățile, așa cum le spun procurorii. Însă, ideea că ai putea să afișezi un asemenea lux fără să ai o justificare asupra fiecărui bănuț pe care îl cheltuiești, mi se pare incredibil. Când ai o lege care e deja cunoscută, când ai o agenție de integritate care cu asta se ocupă, când ai dosare de corupție, tu să afișezi acești bani fără să-i poți justifica. Și mai am o întrebare, cu ce exact se ocupa firma cumnatului de costă atât de mult acțiunile la domnia sa, la firmă? Era IBM, Apple, ce exact făcea domnul cumnat? Ion Mionită este prim vicepreședinte PNL. Amazon, da. Este prim vicepreședinte PNL. Cum e? Cum e ca la un astfel de nivel să pice un astfel de dosar în anul alegerilor, tuturor alegerilor? E ceva la Prahova. E un județ foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Dacă ne aducem aminte ce personaje, indiferent de partid, erau pe treptele DNA-ului și apoi pe treptele tribunalelor până când a venit minunata prescripție. Știți că s-a întâmplat asta. Cu sume la fel, foarte mari. E un oraș și e un județ bogat, cu resurse mari financiare. Îl bate de departe pe domnul Buzatu de la Vaslui. Și cred că aici este... Într-adevăr, e ciudat cum, dacă într-adevăr se verifică și se probează asemenea acuzații, cum de pur și simplu cheltuiau sumele astea enorme de bani fără să te gândești că sare în ochi la un moment dat. Cineva va vedea, va observa că totuși e complet anormal ca un președinte Consiliul Județean să cheltuiască niște bani. Salariu lunar 2000 de euro. Da. De la 2000 de euro la vacanțe de 600 de mii. Și banii de vacanță nu sunt toți banii, nu? Sunt banii de vacanță, da. Banii adevărați sunt pentru casă, pentru... Deci ia banii pe care ți-i poți permite să-i cheltuiești în plus față de ce cheltuiești în mod obișnuit. Atunci, da, e uimitor cum te gândești cu oameni care sunt de ani de zile în politică, știu cam ce se întâmplă, au văzut ce se întâmplă în județul lor, că județul lor este unul dintre județele, cum se spunea înainte, fanion în ale corupției din România, nu de ieri de azi, de foarte mulți ani, cum de nu te gândești că mai ușor cu banii. Adică chiar să le ofer toate dovezile, prezumțiile, să le ofer așa pe față că vreau eu să simt că trăiesc pe picior mare. Avem o informație nouă, este un incendiu puternic la hidrocentrala Porțile de Fier 1. Imaginile sunt de acolo, vedem cum arde un transformator. Un transformator a luat foc. Din informațiile din acest moment, incendiul se manifestă violent, cu flacăre deschisă, evident, și din imagini. Pentru a interveni acolo, pompierii au trimis 4 mașini cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, au fost cerute ajutoare și din județele vecine, fiind vorba despre Porțile de Fier, este vorba despre județul Mehedinți, au fost cerute ajutoare din Caraș, din Caraș-Severin. Din informațiile care există în acest moment, nu sunt victime. Nu există victime, sunt datele pe care le avem în această clipă, imaginile tocmai au venit. Urmărim ce se întâmplă la Porțile de Fier 1, un transformator a luat foc, iar pompierii au trimis acolo 4 mașini cu apă și spumă. Marius Pieleanu, Iulian Dumitrescu, om important, foarte important în Partidul Național Liberal, un scandal de corupție
acuzații formulate de Direcția Națională Anticorupție cum pică în anul electoral? În mod evident, pentru Partidul Național Liberal nu e un moment de bucurie și zilele astea probabil că va trebui să-și gestioneze la nivel de imagine și de comunicare foarte bine povestea asta, fiindcă e un dosar de corupție, mă rog, dosar de corupție din perspectiva procurorilor, trebuie să spunem răspicat această chestiune, da? Pentru că, din nefericire, PNL-ul este pățit în istoria sa de ultime 15-20 de ani și de câteva rateuri ale DNA. Un rateu uriaș și nereabilitat este un eminent analist de geopolitică pe care l-aveți invitat cu regularitate și care nu a fost recuperat niciodată, din păcate. Și al doilea era cât pacii s-o pătea... La ce vă referiți? La domnul Scutaru. Ați uitat? Domnul Scutaru și domnul Dan Motreanu, care au fost ridicați de DNA pentru că și-au apropiat foloase de cuvenite. Și că... N-a fost ridicat în sensul că a fost acuzat. Da. Și care, onorata instanță, după vreo 5 anișori 6, a spus că nu există fapta. Atenție, nu există fapta. Deci ei știu ce... Și spuneți că și la Ilian Dumitrescu e aceeași? Nu spun așa ceva. Spun doar că eu l-am cunoscut. Este un tip extrem de inteligent și mă pune pe gânduri doar un singur lucru. Atât de inteligent încât să folosească banii din mită pur și simplu printr-un transfer bancar de la sora lui și nu 50.000 de euro, 16 milioane de lei. Nu are legătură cu inteligența, are legătură cu sentimentul de securitate pe care l-au acești oameni la un moment dat când ajungă funcționarul. Mai departe, ne așteptam cu toții, ca fiind probele indubitabile la dosar, să primească arest preventiv. A primit cea mai mică și ușoară, cu excepția sigur libertății absolute, pedeapsă. Control judiciar. Nu e o pedeapsă, este pedeapsă, o măsură preventivă. Câteva precizări pentru telespectatorii noștri în dreapta ecranului. Imagine sunt în direct de la secția de poliție unde Iulian Dumitrescu a mers imediat după ce a plecat de la DNA pentru a-și stabili programul în care, știți cum se întâmplă la controlul judiciar, trebuie să meargă să le explice polițiștilor, să le arate polițiștilor că se supune măsurii și că nu a plecat. Foarte important, Marius Pieleanu, că nu-și poate exercita. Haideți să-l ascultăm, că înțeleg că a ieșit de la poliție. Nu mai comentez că nici n-am voie să comentez. Cum se poate ca un politician, un funcționar public să aibă atâta avere? Când ați făcut atâta avere? Cum conduce domnule Dumitrescu? Mergem, nu? A trecut o lună și jumătate de la ferma Dacia, nu ați comentat nimic de ce s-a întâmplat acolo la Dumitrescu. Aveți grijă. Nu. Domnul Dinicu i-a transmis ceva? Vă considerați vinovat? De ce v-ați implicat? Cum v-ați implicat chiar și sora în treburile astea? Ce le-ați declarat polițiștilor? Dumneavoastră sunteți funcționar public, președinte Consiliului Județean sau afaceri? Din ce spune de neau, pare dumneavoastră puteți afaceri. Nu aveți nimic de declarat? Păstrăm imaginile pentru că mie clar, probabil că nu va spune nimic Iulian Dumitrescu. Dacă se va întâmpla altfel, evident că ne vom opri pentru a-l auzi. A fost la poliție pentru a-și stabili programul pentru măsura preventivă care i-a fost stabilită pentru 60 de zile. Timp de 60 de zile este sub control judiciar. Nu poate merge la serviciu. Este președintele Consiliului Județean Prahova. Nu poate vorbi cu celelalte persoane din dosar și nu are acces la conturi. Toate conturile lui sunt blocate și avem și o informație. Situația este serioasă pentru Partidul Național Liberal Lili. Ce se întâmplă? Spun surse din PNL că domnul Iulian Dumitrescu este așteptat să demisioneze din funcțiile politice pe care le are în partid, funcția de prim vicepreședinte. Iar înțeleg că dacă nu va dori să demisioneze, se va supune la vot, ori în acel moment ar putea să piardă, adică va pierde funcția din partid. Dar mă interesează foarte tare impactul politic al acestui dosar, pentru că îi dau dreptate profesorului Pieleanu, nu știm ce probe sunt acolo. Până la urmă sunt niște acuzații pe care le formulează procurorii și trebuie să le și probeze în fața unui judecător.
Însă, pentru un partid politic, lucrurile nu funcționează așa. E o chestiune de percepție și de imagine. Când tu spui vacanță de 600.000 de euro, după care mergi în campanie electorală și le spui oamenilor, hai să mai strângem un pic cureaua, dar nu avem bani suficient să mărim pensiile, dar nu avem bani pentru școli moderne, dar nu avem bani pentru armată, pentru bocancii din armată. E foarte greu să fii perceput ca fiind un om credibil. Și discursul tău se reflectă și asupra partidului tău. În acest moment, PNL nu prea are soluții. Iar ce ne-a spus astăzi președintele Iohannis, nu știu dacă o să vedem declarația, dar ce ne-a spus astăzi președintele Iohannis, că nu e vorba despre activitatea politică a domnului Dumitrescu, ci despre activitatea economică, este depășește orice fel de putere de înțelegere. Cum adică despre activitatea la cercetat procurorii ca agent economic, ca om de afaceri? Nu! S-a uitat la o funcție profund politică, cea de președinte de Consiliul Județean. Nu știu cum a judecat domnul Iohannis, dar a spus nu, e doar o chestiune economică. Revenim la dezbaterea noastră și vedem și ce a spus Klaus Iohannis, întrebat fiind despre Iulian Dumitrescu. Rămâneți cu noi, revenim. Vă reamintesc, Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este implicat într-un dosar DNA, luare de mită și fals în declarații. Sunt cele două acuzații care îi se aduc. Tocmai aflat în această seară, după 3 ore de audiere la Direcția Națională Anticorupție, că a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile. Sub control judiciar sora lui și cumnatul, afacerea pentru care este cercetat, îl vizează, sau mai bine spus, vizează firma cumnatului. Pentru că o persoană a fost invitată de președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, să cumpere acțiuni la firma cumnatului pentru 47 de milioane de lei. Din această sumă, respectiva persoană ar fi primit 16 milioane de lei. Ce atrage atenția în tot cazul acesta este faptul că procurorii au fost sesizați. Procurorilor le-a atras atenția faptul că în ultima perioadă Iulian Dumitrescu făcea cheltuieli nemăsurate. Se vorbește, de exemplu, sunt informații pe care le găsiți pe digi24.ro, sursele noastre, surse juridice, vorbesc despre faptul că începând cu 2020 s-ar fi petrecut această schimbare în felul în care sunt gestionate finanțele familiei Dumitrescu, iar în ultimul an și jumătate în mod special, familia ar fi cheltuit 600.000 de euro, pentru a cumpăra bunuri de lux și pentru vacanțe în Dubai, Abu Dhabi, insulele Maldive, Capri, Mykonos, la Nisa, pe coasta de Azur, ar fi mers familia Dumitrescu. Și, de exemplu, aflăm inclusiv că în august 2023, soția lui Iulian Dumitrescu a primit un ceas de 29.300 de euro, un ceas care ar fi fost cumpărat de la un magazin de firmă, un mare brand din Spania, iar acest ceas ar fi fost plătit de cumnat. În dreapta ecranului vedeți fotografii care au fost publicate în această seară de G4 Media și în care vedem mașinile folosite de familia Dumitrescu. Mașina folosită de soția lui Iulian Dumitrescu este un Lamborghini Urus, care costă 250.000 de dolari. Încă o informație care ne-a atras atenția astăzi a fost aceea că Iulian Dumitrescu închiriază într-un cartier de lux din nordul capitalei un apartament de 800 de metri pătrați. În total au fost făcute astăzi 19 percheziții în acest apartament, inclusiv la mai multe locații din Ploiești, la sediul Consiliului Județean Prahova, în biroul lui Iulian Dumitrescu, la firma cumnatului. Repet, este vorba despre 19 percheziții, 19 locații unde au fost anchetatorii pentru a căuta dovezi, documente. E o viață de lux, despre care scrie digi24.ro, o viață de lux nemăsurat pe care o ducea în ultima perioadă familia lui Iulian Dumitrescu.
a cheltuit într-un an și jumătate 600.000 de euro pe vacanțe și cumpărături de lux. Vă reamintesc în studioul Digi24, Liliana Ruse, ni se alătură Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Bună seara, Cristina! Marius Pieleanu și Ion Meioniță. Ion Meioniță, ne-ați vorbit despre unul dintre cele mai sărace județe din România. Sărac nu este Prahova, dar nu, deci asociat cu corupția. Unul dintre cele mai bogate. Nu, comparat cu Vaslui. Da, sigur. Adică cel mai sărac județ din România, Vaslui, unde președintele Consiliului Județean era cu 250.000, nu? De euro în portbagaj. Ceruse mai mult, a primit doar atât, da, cât se putea. Și diferența economică dintre cele două județe. Mm-hmm. Pentru că Vaslui e cel mai sărac, mm-hmm, și spuneam, Prahova este unul dintre cele mai bogate. Care sursă cel mai bogat al e țării? Cel mai acolo. Bine, nu, dar și oraș, județ industrial, firme, sigur, capital, sigur, și așa mai departe. Și asta se vede. Consiliul Județean, dată, Prahova fiind însă... Că 16 milioane nu rimează cu un milion, nu? 16 milioane și așa mai departe. Dar asta, încă o dată, ținând cont de acuzațiile pe care le aduc procurorii, urmând să fie totul probat în justiție. Iar Liliana Ruse ne atrăgea atenția asupra declarației pe care a făcut-o Klaus Iohannis astăzi la Bruxelles, întrebat de jurnaliști despre cazul Iulian Dumitrescu, spune, iată ce spune. Cât de mult poate afecta imaginea coaliției PSD-PNL un astfel de caz în acest moment înaintea alegerilor? Nu cred că afectează semnificativ, fiindcă aceste chestiuni nu se îndreaptă, cel puțin din câte am înțeles, din știri, spre activitatea politică, ci spre activitatea economică, și aici fiecare trebuie să răspundă dacă este întrebat de procurori. Nu-mi imaginez că va avea o astfel de acțiune, vreo implicare politică semnificativă. Sigur, vor fi unii care vor încerca să facă legături, dar trebuie să admitem faptul că procurorii au tot dreptul să verifice persoane și politice dacă apar niște semnale clare. Marius Pieleanu. Între timp aflăm că pentru PNL nu e puțin lucru și așteaptă ca Iulian Dumitrescu să-și dea demisia. Probabil că din punct de vedere politic se va întâmpla ceva, va face ceva Iulian Dumitrescu. Sunt foarte multe lucruri atipice în acest caz pe care astăzi l-au demarat procurorii. Sunt lucruri în premieră, spune. Mă rog, unii dintre noi chiar ar constata o excesivă democrație a Direcției Naționale Anticorupție. De pildă, domnul Iulian Dumitrescu nu a fost prezent la percheziția care i s-a făcut la locul de muncă. Adică a delegat pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să participe la aceasta, spunându-le anchetatorilor că după ce se termină toate perchezițiile, domnia sa să-l anunțe și vine la DNA. Adică așa da. Decât că acum câțiva ani, când procurorul șef al României era ridicat cu cătușe de pe stradă, ne aducem aminte, și o doamnă, lucrurile au evoluat. Așa, da. Până aici în apartamentul ăla de 800 de metri pătrați, că durează mult. Da, durează, nu, dar a fost un gest. Doi, revin la ceea ce spuneam înainte de pauză. Mi se pare prea ușor pentru un om, repet, dotat cu o inteligență peste medie, zic eu, sora lui să-i vireze mita pe card și să o folosească în mod transparent, cumpărându-și obiecte de lux din Dubai. Pe bune? Adică, domnule, oamenii sunt sofisticați astăzi, când vor să fure, au prin Seychelles, în Bali, au offshore-uri, adică nu... O mică paranteză, poate faceți un exercițiu jurnalistic în Parlamentul României și cu o cameră ascunsă sau nu, colaboratorii dumneavoastră filmează ceasurile de la mână ale parlamentarilor. 29.000, un ceas reprezintă o sumă modică. Adică, știți... Asta nu-l absorbă cu nimic. Eu nu sunt avocatul domniei sale. Păi, constat doar niște lucruri care sunt, nu știu. Există și oameni și sunt nenumărate situații. Vă rog foarte mult să ne aducem aminte principiul fundamental că
operează prezumția de nevinovăție până ce în afară de procurori, nu l-a acuzat nimeni pentru că nu crezi că de nimic. Atât. Păi dar nici procurori păi, nici nu măcar procurorii n-au zis, că numai judecătorul spune. Asta spuneam. Dar eu vreau să mă refer la altceva. Ok, nu știu cât de inteligent e domnul Dumitrescu, în discuția pe care am avut-o, în discuțiile pe care le-am avut cu domnia sa, nu m-a răzbit atât de tare ca pe domnul profesor inteligent al domnului Dumitrescu. E mai sensibil. Poate este, da, nu poate este. Nu neg că ar fi un om inteligent. Aici e o chestie de percepție. Dar nu pentru asta e că e acuzat. Vreau să spun că nu asta e problema. Problema, acuzația care se aduce e alta. Și sunt nenumărate cazuri de potentați financiari, politici, care cred că sunt intangibili. Și atunci încep să facă greșeli. Nu zic că asta e cazul domnului Dumitrescu. Poate să nu fie ăsta. Poate că, într-adevăr, omul e nevinovat. Va decide instanță. Eu vreau să mă refer la ce spunea domnul președinte Iohannis. Declarația asta ne arată cât de puțin înțelege și din politică și din administrație. Cum să spui că n-are un impact politic? Ba da, va avea un impact politic major asupra Partidului Național Liberal. Cum adică nu are activitate economică? Păi funcția de președinte de Consiliul Județean este o funcție cu încărcătură politică. E un vot direct, e un vot politic. Acolo, mandatul încredințat de către cetățeni este unul politic. Impactul va exista fără doar și poate asupra Partidului Național Liberal. Nu știu ce a încercat domnul Iohannis să facă prin această declarație. Să absolve PNL, să absolve coaliția, să-l absolve pe domnul Dumitrescu. N-am înțeles, domnia asta e foarte cumpătat în general la lucrurile astea. A simțit nevoia să facă această declarație în care să ne spună că practic e o problemă cu activitatea economică a domnului Iulian Dumitrescu. Care activitate economică? E președinte de Consiliul Județean, punct. Păi CJ-ul desfășoară activitate economică, nu politică. Asta face Consiliul Județean. Nu, cred că nu ne înțelege. Guvernul desfășoară activitate economică, desfășoară activitate, domnule, primul parte, politică da, și consecința e asta. Păi e o consecință activitatea economică a unor politici. De ce mă obligați pe mine să dezlușesc în al 10-lea an de mandat tainele spuse? Nu v-am obligat. Iohannis, am zis că poate înțelege cineva mai bine. Eu n-am înțeles ce a vrut să spună cu această declarație. Chiar n-am înțeles. La ce a folosit ea în economia și dosarului și politică? Odată cu demisia domnului Dumitrescu, este, repet, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, devine problema lui, presupun. Până când vom afla sau nu de la procurori dacă ce s-a întâmplat avea legătură cu activitatea Consiliului Județean. Pentru că se pare că avea legătură. Despre asta este problema, nu? E și... Nu pot să... Adică e nu șeful organizației. E politic. Și nu cred că nu va influența Partidul Național Liberal. Cât de mult va fi această influență, nu știm, într-adevăr. Pentru că ați văzut și că tot am făcut paralelă cu colegul de la Vaslui. De coaliție, nu? Chiar dacă de la PSD, domnul Buzat. Nu știu cât de mult a influențat PSD-ul un caz răsunător, despre care am vorbit foarte cred mult. Cred că pozitiv, iartă-mă, că a crescut intenția de vot pe PSD. Nu Vaslui. Nu Vaslui, la nivel de țară. Dar nu din cauza asta. Nu cred că din cauza asta a crescut. Habar n-am. Nu din știu. Alte cauze. Dar nu cred, într-adevăr, că... Adică nu știm în acest moment dacă va fi o dezvoltare și cu efecte politice asupra Partidului Național Liberal, mai ales dacă pleacă din funcție și atunci s-ar putea ca interesul oamenilor să fie direcționat în cu totul și cu totul alte părți, pentru că vedeți realitatea în care trăim. Deci, cred că probabil președintele a vrut într-un fel să dea o mână de ajutor Partidului Național Liberal, dar nici asta nu știu dacă îi folosește prea mult. Dar nu cred că va veni așa cazul Dumitrescu și va face prăpăd în cadrul PNL. Și așa, o măciucă într-un cardoale, dar la PNL nu mai sunt oalele. Adică nu ai ce să mai rupi pe acolo, că stau destul de prost în sondaje și așa, și fără scandaluri. Am văzut imaginile cu liderii Partidului Național Liberal. Ne mutăm la alte imagini. Haideți să vedem fotografii care au făcut carieră făcute astăzi la Bruxelles. Îl vom vedea pe Victor Orban în primă fază într-o cameră în care sunt mai mulți lideri europeni. Pe fondul acestei fotografii, pe fondul acestei imagini, vă reamintesc că astăzi Consiliul European a decis în unanimitate, că altfel nu se poate, în timp record, un ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Și decizia asta a fost luată în urma încolțirii
lui Victor Orban, prim-ministrul Ungariei, care a plecat de la Budapesta cu amenințări că Ungaria nu va renunța niciodată, nu va răspunde niciodată vreunui șantaj din partea Uniunii Europene, plecase cu gândul să se opună, nu a mai fost cazul pentru că, înțelegem, nu a avut nicio altă posibilitate. În dreapta lui Victor Orban este doamna Meloni, prim-ministrul Italiei, și în fața lui Victor Orban este Emmanuel Macron, mă rog, este Charles Michel, președintele Consiliului European, și puțin în dreapta lui Victor Orban este Emmanuel Macron. Înțelegem, Cristina Ciriacu, că aceste două personaje în mod special au făcut minuni în a-l convinge pe Victor Orban că nu are nicio altă șansă decât să fie de acord. Aș începe prin a spune bravo Georgia și aici, de fapt, îl citesc chiar pe Victor Orban. De ce? Pentru că ăsta a fost mesajul lui în urmă cu 2 ani, când Georgia Meloni prelua puterea în Italia. I-a scris acest mesaj chiar pe pagina lui de Facebook, bravo Georgia. Ei bine, astăzi putem să-i spunem noi doamnei Meloni bravo Georgia, cu o mică paranteză bravo Emmanuel Macron, pentru că, într-adevăr, aceștia sunt artizanii acestei reușite de astăzi. Ce s-a întâmplat de fapt? Să nu uităm că în urmă cu 2 ani, când Meloni a venit la putere în Uniunea Europeană, Ungaria era puțin izolată, nu mai avea nimeni chef să mai vorbească cu Ungaria, tocmai pentru că toată lumea era coalizată să facă treabă. Ieșeam din pandemie, apăreau tot felul de alte probleme, se relansa economic Uniunea Europeană, se pregăteau PNRR-urile la care Victor Orban nu mai avea chiar acces atât de bogat, și ca atare el s-a bucurat foarte tare pentru că doamna Meloni vine din partidul unde erau bunii lui prieteni, răposatul Silvio Berlusconi și Matteo, care este în continuare prietenul lui Victor Orban, și ca atare simțea nevoia de o reapropiere de o țară importantă din Uniunea Europeană. A început această prietenie pe care, dacă ne uităm la fotografiile din ultimii 2 ani, vedem că s-a dezvoltat. Am văzut chiar și la Bulboaca, la Chișinău, cei doi lideri erau foarte apropiați. Ei, de altfel, vorbesc foarte des la telefon. Meloni a început această persoasiune în ceea ce îl privește pe Victor Orban și ajutorul pentru Ucraina. În urmă cu câteva luni deja, când problema era din ce în ce mai evidentă, Orban era tot mai guraliv în acest sens, că el nu va vota și că el nu va accepta sub nicio formă acest ajutor. A fost o întâlnire între doamna Meloni și Victor Orban la hotelul din Bruxelles, unde este cazată doamna, ieri noapte. Au continuat cu o altă întâlnire astăzi dimineață și după aceea a fost fotografia pe care am văzut-o, pentru că în momentul în care toți liderii au ajuns astăzi la clădirea Consiliului European, Charles Michel, președintele Consiliului, i-a băgat direct în această ședință, fără prea multe explicații. Ca paranteză, este și meritul lui Emmanuel Macron. De ce? Pentru că Macron are acest talent de a aduce oameni împreună, el nu este dintre cei care antagonizează, el este dintre cei care unește, și a avut cu celebrele prânzuri franțuzești întâlniri, și mai ales recent o întâlnire cu Victor Orban, în care a avut și el acolo ceva de spus. Și iată că s-a întâmplat minune. M-aș întoarce la fotografie. Fotografia e foarte bună pentru că toți cei care se află la masă au o anumită expresie a feței, iar Victor Orban este la celălalt capăt. Toată lumea e veselă, Victor Orban este ca un elev care tocmai a fost muștruluit, nu e foarte vesel, se uită la pantofi, se uită la podea, la mocheta de sub masă, cum e Ion Meioniță. Ce înțelegem din fotografia asta? Că nu-i convine, dar n-a avut încotro. Da, mie îmi place și fotografia pe care nu o văd spectatorii noștri. Cu Klaus Iohannis. Cu Klaus Iohannis de pe peretele opus. Este la fel o fotografie care merită să fie reținută, merită să fie. Da, ce, rămâne ce? O fotografie
plăcută, care spune foarte multe, dacă dar aș puteți vrea să o fac o punem pe să o vedem cu toții. Da, aceasta este fotografia. Viktor Orban este recunoscut între, atât între liderii europeni, cât și între cei care fac toate aceste negocieri din spate, între diplomați și tehnicieni. Îi place foarte tare să fie în centrul atenției și ca atare, în momentul în care simte camera, indiferent că e o cameră de luat vederi sau una de fotografiat, face această șuietă. Dar nu l-ajută, această, dar nu l-ajută cu deloc imaginea asta. Poate să-l și ajute, pentru că vedeți eu o secundă ce vedem noi aici, pentru că nu știm ce s-a întâmplat după aceea. Uitați-vă la figura președintelui nostru. Da, să ne uităm totuși că Viktor Orban supusă. Zâmbește în această fotografie. Nu țin cu Orban, nu mă fi înțeleasă greșit, dar are acest talent de a se da spectacol. O fotografie. Și cealaltă, într-adevăr, spune foarte mult, nu degeaba o fotografie face cât 1000 de cuvinte, dar, într-adevăr, a fost, cred că, o ședință fulger, a durat foarte puțin, de unde toată lumea s-a aștepta ca Viktor Orban să stea până la două noaptea și să spună nu, 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 nu și să nu iasă la nicio cafea, că ba chiar se așteptau să negocieze dur și să obțină niște concesii remarcabile, astfel încât să se întoarcă acasă cu aura de mare învingător că iată ce a reușit el. N-a obținut nimic. Deci acești oameni nu i-au dat nimic. Nici în întrunirea asta de la Măsuță, de aici unde, într-adevăr, pare că e prins cu temele total nefăcute, dar nici în Consiliu, practic, Ungaria n-a plecat cu nimic din ceea ce solicita când venise cu pieptul cât casa, că, vai, calc în picioare și eu nu cedez. Nici măcar voia să controleze în fiecare an, printr-un vot, să controleze ajutoarele date Ungariei. Nu s-a aprobat așa ceva. Voia ca discuția să fie în bugetul Uniunii Europene, astfel încât să poată să refuze, dacă nu, în bugetul anual, vreau să spun. Așa încât n-a obținut nimic. A plecat cu mâinile goale, s-a lăudat că blochează Uniunea Europeană și până la urmă, cred că picătura a umplut paharul. Și paharul s-a vărsat acum. De foarte multe ori Viktor Orban a blocat, a jucat cartea Rusiei și de data aceasta, cuțitul fiind la os, pentru că era vorba despre supraviețuirea Ucrainei, în moment ce și fondurile americane erau blocate, dar aici era o problemă care ținea de un singur, doar de Viktor Orban. Și ați văzut că la masă e și o schimbare la nivel european, că la masă era și Donald Tusk. Da. Noul premier al Poloniei, care nu mai joacă cartea pe care o juca fostul guvern, acel tandem cu Viktor Orban împotriva Uniunii Europene. Și fiind singur și în fața, ați văzut că pe surse, nu știu cum apar cele mai secrete planuri, apar așa dintr-o dată în presă. E câte un jurnalist, domne, intră într-un seif cel mai ascuns și pleacă de acolo cu dosarul și îl publică imediat. Și cum a apăruse planul ăla cu economia Ungariei, care va suferi un val de repercusiuni pentru că nu se opune Uniunii Europene, a apărut chiar înaintea acestui Consiliu. Și iată că la Consiliu domnul Orban a zis, dar ce bine, sigur, hai să aprobăm, care e problema. Și pleacă acasă cu mâna goală, asta este informația. Da, pleacă acasă cu mâna goală, n-a obținut nimic din ceea ce solicita el. A obținut finanțări. Dar nu s-au deblocat nici miliarde. Nu s-au deblocat, însă urmează. În fiecare an va fi o discuție între reprezentanții Comisiei și Da, data trecută a plecat cu 10 miliarde de euro. Și s-a vorbit despre cea mai mare mită din istoria. Exact, acum nici măcar atât. Sigur că îi vor debloca banii. Există o limită, totuși, după atâtea experimente pe care Viktor Orban le-a făcut cu liderii Uniunii Europene. Cred că e cazul ca și liderii Uniunii Europene să arate că au totuși putere, nu? Marius Pielan. Și nu numai, da. Scopul, scuză mijloacele, cu sau fără dorința domnului Orban, 50 de miliarde de euro să vor merge spre Ucraina. Asta este... Să le spunem telespectatorilor că nu este vorba despre bani militar, pentru cheltuieli militare. Sunt cheltuieli de funcționari. Foarte importante. Salariile, administrația și funcționalitatea statul Ucrainei. Statul funcționează pe bani ăștia. Exact. Trebuie statul Ucraina. Să se bazeze pe acești bani și asta se întâmplă. Le-aș mai spune telespectatorilor și comentăm rapid până luăm pauza de publicitate, că ziua a fost marcată la Bruxelles și de alte imagini. Este vorba despre un protest uriaș
al agricultorilor din mai multe țări europene, iar președintele român, la conferința de presă, a vorbit despre revendicările reale, îndreptățite ale oamenilor și că Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții pentru ce se întâmplă cu agricultorii. Nu doar președintele român a vorbit despre aceste revendicări ca fiind reale, pentru că vedem protestele fermierilor se extind deja din ce în ce mai multe țări europene și sunt foarte multe puncte comune în aceste revendicări. E vorba despre prețurile pentru producție care au crescut foarte mult, despre prețurile produselor produse care au scăzut, despre diferitele acorduri de liber schimb pe care, de pildă, Uniunea Europeană ar vrea să le semneze cu Mercosur, adică cu piața comună din America Latină. Fermierii francezi sunt cei care se opun foarte tare acestui acord de liber schimb. Importurile din Ucraina, la rândul lor, au dezechilibrat întreaga situație și aceste cerințe apar mai mult sau mai puțin în diferite țări, dar în linii mari sunt cam aceleași cerințe peste tot. Și poate cea mai importantă este cea legată de normele din așa numita Green Deal, adică normele ecologice, pe care Uniunea Europeană vrea să le impună fermierilor. De ce? Pentru că există această țintă pe care și-a asumat-o Uniunea Europeană ca până în 2030 să se ajungă la un anumit nivel de în ceea ce privește poluarea și în ceea ce privește reducerea poluării mai degrabă și ca atare primii afectați sunt fermierii. Deci până și Uniunea Europeană a făcut un pas înapoi, a început deja să discute. Protestul de astăzi de la Bruxelles, ca să-i citez pe mulți dintre cei care au participat la el, dintre fermierii care au participat la el, spuneau era deja organizat. Chiar dacă Comisia a făcut un pas înapoi, am vrut să profităm de prezența liderilor aici la Bruxelles, tocmai ca să le arătăm că suntem foarte serioși și suntem în egală măsură foarte afectați. Marius Pieleanu, agricultorii care au protestat în România, protestează în toată Europa, sunt la Bruxelles. Sunt și mai ales în Paris, unde s-au închis toate piețele, toate piețele din jurul Parisului, de unde se aprovizionau restaurantele, populația și așa mai departe, nu mai intră o roșie din afara teritoriului național, totul este descărcat, totul este ars, este mult mai grav la Paris și se întâmplă decât la Bruxelles. Sigur că Bruxelles este polul politic al Europei, unde și cel mai vizibil, însă lucrurile chiar trebuie să capete o prioritate pe agenda Comisiei și a Parlamentului European, pentru că dacă nu se schimbă toată strategia de politică agricolă a Europei, renunțarea la proiectele astea cu caracter eco e o nemulțumire generală, da? Și stimularea politicilor agricole naționale, că asta de fapt vor toți, nu știu unde se va ajunge. Este îngrozitor. Și din nefericire românii noștri pierd, pentru că ei sunt foarte ușor vizualizați, numai românii, toți, în Franța. Se opresc tirurile, se descarcă marfa, adică pierd de uriașe de bani, de timp, de efort și așa trebuie să facă ceva Comisia în privința asta, că nu mai merge. E un protest anti-european? Nu. Are efecte anti-europene, pentru că partidele anti-europene se profită și de nemulțumiri și se urcă pe val. Este un protest masiv cu multe ramificații, foarte multe ramificații. Iar sigur că partidele anti-europene profită de el. Pe de o parte este problema mediului și într-adevăr foarte mulți europeni sunt îngrijorați. Ultimul studiu arată că peste 74 de milioane dintre alegătorii europeni pun prima îngrijorare legată de schimbările climatice. Este grupul care vrea să se ia măsuri foarte puternice și să fie aplicat Green Deal-ul. Acești agricultori sunt afectați de măsurile de Green Deal și atunci reacționează așa cum știu ei, pentru că au forță, nu pentru că sunt mulți. Sunt 3-4% din populația europeană, cei angrenați în agricultură. Sunt foarte puțini. Dar pentru că sunt foarte vizibili, au utilajele astea cu care vin și blochează drumurile și creează mari perturbări și, pe urmă, mai este emoția legată de securitate alimentară, că ei spun cine mai face mâncare pentru Europa. Și nu putem spune că n-au dreptate.
Gândiți-vă la fermierii olandezi ce se întâmplă. Știți foarte bine că Olanda este cel mai mare exportator de brânzeturi din Uniunea Europeană. Pe un teritoriu foarte mic, sunt extraordinar de eficienți și fermele lor de lactate sunt în toată lumea cu produsele pe care le fac. Numai că efectul este poluare cu azot. Foarte mult azot care distruge mediul. Și atunci li s-au impus niște măsuri de către guvernul olandez, mai mult decât Green Deal-ul, să reducă numărul de animale sau să închidă fermele contrabani, poți să-ți vinzi ferma dacă vrei, la un preț mult mai mare decât prețul de piață și să te retragi din business. Dar cine vrea chestiunea asta? Și atunci au ieșit în stradă și spun că Uniunea Europeană vrea să facă și dreagă. E adevărat, dar guvernul lor olandez a luat măsuri mai draconice decât Green Deal-ul, pentru că Timmermans, de exemplu, este unul dintre vârfurile de lance. A fost în Comisia Europeană și acum candidează pentru alegerile locale. A candidat, de fapt, că au fost alegeri și a câștigat, din păcate, extrema dreapta. Profitând de aceste clivace și acuzând Bruxelles-ul că e de vină pentru ceea ce se întâmplă cu agricultura olandeză. Deci problemele sunt foarte complexe și, într-adevăr, cred că o temperare și o acomodare a politicilor de Green Deal, cum Comisia chiar a anunțat, pentru că era problema cât procent din teritoriu, din terenul agral, tu trebuie să-l lași pe roagă să nu lucrezi. Și pentru agricultori era foarte mult, însemna pierderi să nu-și lucreze terenul. Deci lucrurile sunt foarte complexe, dar Comisia văd că începe un dialog cu ei și sper că francezii totuși să-și revină cât de cât, pentru că degeaba aruncă ei roșiile din Spania în Sena, că nu se rezolvă problema așa. Adică problema este legată de politică comună. Singura politică comună europeană e politica agricolă, alta nu mai există. Și 30% din bugetul Uniunii Europene se duce pe politica agricolă. Fiecare fermier primește aceste subvenții europene din banii Uniunii Europene, deci din banii tuturor. Și atunci n-ai cum, că dacă arunci roșiile italienilor, ai rezolvat problema. N-ai rezolvat nicio problemă. Trebuie într-adevăr să te gândești la politicile europene în sensul probabil a reducerii unor excese în politicile de mediu care nu sunt sustenabile, foarte clar, dar și în piața comună, astfel încât toți producătorii să poată să-și desfacă mărfuri. Gândiți-vă la acest tablou. Gândiți-vă la demonstrații, la imaginile pe care le-am văzut astăzi la Bruxelles, la imaginile din toată Europa, protestele agricultorilor, transportatorilor. Mai gândiți-vă și la ajutorul militar pe care ucrainenii îl așteaptă din Statele Unite. Nu sunt mari șanse ca acest ajutor să vină prea curând. Știți, de la Digi24, Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, este în Statele Unite, s-a întâlnit cu secretarul apărării, cu oficialii Pentagonului, s-a întâlnit cu liderii celor două mari grupuri parlamentare din Congres, republicani și democrați, ca să-i convingă că e nevoie de eliberarea ajutorului militar. Nu pare să se fi schimbat ceva, nu pare că republicanii care pun stop acestui ajutor să se fi răzgândit. Iar în vremea asta, Putin simte că e momentul lui. Simte că poate să facă ceva și vrea să facă ceva. Există informații referitoare la o operațiune pe care ar pregăti-o pentru începutul verii în țările baltice. Ce știm, imediat vă așteptăm. Două informații pe care le vom comenta în cele ce urmează cu invitații noștri. Presa britanică vorbește despre o intenție a Pentagonului de a muta în Marea Britanie arme nucleare. Ar fi vorba inclusiv despre un document al Pentagonului care prevede această mișcare. Apare o reacție foarte dură din partea Moscovei. Ministerul de Externe reacționează. În niciun caz, securitatea Marii Britanii nu va fi îmbunătățită odată cu această mișcare. E adevărat că reacția vine din partea unui adjunct, unui secund în ierarhia Ministerului de Externe, dar cuvintele dure pe care el le folosește atrag atenția. Se pare că manevra, chiar și la nivelul ăsta de intenție, pentru că nu e nicio decizie oficială, creează o mare înfierbântare, un mare deranj la Kremlin. A doua informație este aceea că Nicolae Patrușev s-ar fi întâlnit. Nicolae Patrușev, știți, este fostul șef FSB,
este actualul șef al tuturor serviciilor de informații din Federația Rusă, s-a întâlnit cu subordonații lui și ar fi hotărât să pună la cale o operațiune hibrid în țările baltice. E foarte interesantă formularea asta, o operațiune hibrid. Presupunem că multe astfel de acțiuni sunt în desfășurare și acum. Se întâmplă peste tot în țările NATO. Dar această operațiune ar fi una specială și ar începe în iunie, la începutul verii, în lunile mai-iunie. Cum e, Cristina Cileacu? Planul... O provocare. Această acțiune hibrid ar fi o provocare. Da, pentru că planul, care este de fapt ceva mai mare, ar începe în februarie, când Putin ar urma să facă o nouă mobilizare de oameni, să-i adună în armată. Ar urma aceste provocări făcute prin rețelele sociale pentru a stimula populația de origine rusă care trăiește în statele baltice. Știm că statele baltice au un număr destul de mare de cetățeni care sunt de origine rusă, mai ales aproape de graniță, și aceștia ar fi stimulați să înceapă o serie de revolte în interiorul statelor baltice. După aceea, Rusia s-ar simți obligată, văzând aceste revolte, să-și mobilizeze această nouă armată pe care și-ar crea-o, atât în Belarus cât și la granița sa vestică, dar mai mult decât atât și în Kaliningrad. Și, practic, în momentul în care la Washington ar fi summitul NATO, să nu uităm că NATO anul acesta face 75 de ani de existență și summitul NATO va fi în luna iulie la Washington, să înceapă și această operațiune, pentru că desigur în momentul în care NATO ar vedea că rușii își mobilizează trupe aproape, mai aproape de granițele sale, mai aproape de statele baltice, rușii ar spune, da, dar uite că și NATO se mobilizează la rândul lor și ca tare, avem nevoie să aducem acești soldați, și în momentul în care ar fi, mă rog, perioada summitului NATO, să se facă această invazie pe porțiunea care leagă Kaliningrad de Belarus. Deci e un plan, să vedem dacă va fi și real, pentru că sunt aceste scenarii, dar sunt foarte multe scenarii. Marius Pieleanu, vedeam mai devreme imaginile, colegii ne vor ajuta din nou cu ele, cu încă o navă rusească distrusă în Marea Neagră de ucraineni. Și ascultând-o pe Cristina Cileacu, mă gândeam că practic Putin vrea să facă ceva, simte că e o slăbiciune a Ucrainei, dar nu poate pe câmpul de luptă. Și atunci încearcă orice altă metodă. Nu poate pe câmpul de luptă, însă, din păcate, haideți să vedem și oglinda de pe câmpul de bătălie, care este Ucraina. Ucraina este într-o situație foarte delicată, cu tot ajutorul de 50 de miliarde pentru administrație. Le trebuie arme, le trebuie muniție. Rusia, citim în presa mare, Rusia livrează ca în al doilea război mondial. A fost decimată o divizie, a doua zi apare o altă divizie, e decimată, apare o altă divizie, deci au resurse, cel puțin din punct de vedere al militarilor afară pe câmpul de operațiuni. Este foarte important ca lucrurile să se deblocheze la Washington. În opinia mea, de mai puțin expert militar și geostrateg, este foarte clar că fără ajutorul militar al NATO, cu precădere al Statelor Unite, Ucraina, ne place, nu ne place, nu va rezista la infinit. Europa nu-i poate oferi tehnologie militară sau nu-i poate oferi tehnologie militară suficientă pentru a se război cu diviziile astea care vin. S-a întâmplat în istorie, atunci din fericire, acum din păcate pentru Ucraina. Și încercările astea de deschidere a unor alte fronturi, a unor altor tipuri de abordare pot fi probabile. Nu mă pricep foarte mult. Dar problema de fond rămâne Ucraina. Armata rusă este pe teritoriul Ucrainei și nu pare că vrea să plece. Și să nu ajungem în situația în care Putin va înainta suficient încât să se spună ne-am oprit și haide să negociem. Iar Europa să spună ne-am săturat să acordăm ajutoare fără niciun fel de efect.
Aș adăuga... Pentru că ajutorul, și cu asta am încheiat, cele 50 de miliarde nu sunt nimic altceva decât ajutor pentru păstrarea democrației și pentru păstrarea valorilor democratice în această Europa. Nimic altceva. Victoria Nuland, la Kiev, spune că în perioada următoare rușii vor avea surprize neplăcute, mari, pe câmpul de luptă. Nu știm la ce se referă. Avem indicii aici, Ion Meuniță. Nu știm la ce se referă, însă Ucraina a schimbat strategia și probabil va încerca după această iarnă, în care prioritatea este să reziste în fața ofensivelor rusești cu număr mare de personal, spunea profesorul Pieleanu mai devreme, această strategie de copleșire cu oameni, valuri de oameni. Dar după aceea s-ar putea ca să mai încerce Ucraina să dea câteva lovituri. Și vedem că a reușit într-adevăr să pună la respect flota Mării Negre, care nu mai reprezintă acum un pericol pentru comerțul, rutele comerciale din Marea Neagră, pentru că pur și simplu au scos-o din Sevastopol. Un lucru extraordinar pentru ucraineni. Și probabil vor mai primi ceva, văd că în domeniul rachetelor mai primesc ajutor și susținere. Pe de altă parte, ucrainenii au de rezolvat și problema conducerii armatei, pentru că se e clar că între președinte și șeful armatei există disensiuni și au apărut divergențe destul de mari și, bineînțeles, ajutorul american. Ce va reuși să facă președintele Biden este crucial. Într-adevăr, bătălia nu se dă numai pentru Ucraina. Siguranța europeană este în joc și valorile europene sunt în joc. Adică modul de viață al tuturor celor care se află în Europa, în Uniunea Europeană. Modul de viață. Pur și simplu despre asta este vorba și puțini își dau seama de amploarea conflictului, care nu este un conflict regional pentru teritorii sau pentru a ocupa, numai pentru a ocupa, că este, dar nu numai pentru asta. Și există, înțeleg în acest moment, o declarație, o să o vedem imediat. Dacă doriți să o citesc eu. E declarație făcută de domnul Iulian Dumitrescu. Unde? Pe Facebook. Pe Facebook, da. Având în vedere existența dosarului în care DNA mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcțiile din PNL, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Așa cum am afirmat, am pus la dispoziție procurorilor toate informațiile și datele solicitate, colaborez cu instituțiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție. Deci Iulian Dumitrescu, asta este informația, demisionează din toate funcțiile pe care le are în Partidul Național Liberal. Din toate funcțiile din PNL, așa citesc, da. Este prim vicepreședinte al partidului. E decizia pe care o aștepta Partidul Național Liberal, despre care vorbeam despre mai devreme. Despre care vorbeau, pentru că decuplează într-adevăr cazul de implicațiile politice, ceea ce un partid în campanie, mai ales în campanie electorală, este vital pentru un partid într-o asemenea situație, este evident că singura soluție este ca acel acuzat să demisioneze. Se întâmplă repede, Marius Pielan. Da, probabil că a avut o discuție cu conducerea partidului, ceea ce a anticipat Lili și probabil că avea și informația corectă, nu probabil s-a confirmat. Așa se întâmplă, mă rog, decât să fii demis, mai bine demisionezi, e o ieșire onorabilă. Iată postarea. Având în vedere existența dosarului în care DNA mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcțiile din PNL, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Toate funcțiile din PNL, este vorba despre prim vicepreședinte și președintele filialei Prahova, da? Da. Astea sunt funcțiile pe care le-am. Și nu știm cu Consiliul Județean, că acolo e vot direct, Iulian, e ales. Dumitrescu este ales, da. Și oricum aceea DNA-ul nu este funcție. DNA-ul l-a suspendat pe 60 de zile. Nu e funcție din PNL. Nu e funcție din PNL, funcție administrativă. Adică, sigur că are legătură, dar ar trebui să demisioneze și din această funcție. Da, da. Dar da. E separat de demisiile din PNL. E separat și are suspendare pe 60 de zile de a își desfășura activitatea de președinte de CJ. Cât are și controlul judiciar, tot 60 de zile. Aparent nu avea această informație referitoare la interdicția de a-și exercita funcția
atunci când a ieșit de la DNA, nu, pentru că le-a spus jurnaliștilor că mâine da, va merge la Consiliul Județean. Nu are cum, pentru că are această interdicție de 60 de zile. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispoziția procurorilor toate informațiile și datele solicitate, colaborez cu instituțiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție. Ion Meoniță s-a întâmplat foarte repede această demisie. Asta îi ceruse Partidul Național Liberal. Se așteptau să vină demisia lui Iulian Dumitrescu. Asta înseamnă și că e o situație serioasă. Da, nu-și permite niciun partid. Nu-și permite în campanie electorală să aibă o asemenea piatră, să aibă o asemenea piatră de moară. Pentru că toată lumea va spune, dar ce faceți cu cazul respectiv? Îl țineți în funcție, e vicepreședinte, prin vicepreședinte. Era o vulnerabilitate. Era o vulnerabilitate imensă. Gândiți-vă cât de repede a reacționat PSD-ul în cazul de la Vaslui. La fel, foarte repede. Și ei au renunțat. La câteva ore au reacționat. Da, PSD-ul. Imediat a dat președintele partidului. Bine, acolo lucrurile erau mult mai evidente. Da. Mă rog, acolo a fost arestare în flagrant. Aici este, a fost flagrant cu bani în portbagaj, aici e altă situație. Dar la fel de repede trebuiau să reacționeze și liberalii, pentru că n-aveau un control. Dacă nu reacționau așa, ar fi plătit ei foarte mult polițele, nota de plată pentru acest caz și evident că în situația de astăzi, și spuneam mai devreme, PNL nu e într-o poziție foarte bună în sondajele de opinie și se luptă puternic pentru locul 2. Este o bătălie importantă politică asta în România și nu-și permite un partid să ofere vulnerabilități adversare. E un caz care aparent nu are legătură cu partidul, e lucrul despre care vorbea Klaus Iohannis mai devreme, dar are legătură cu activitatea de la Consiliul Județean. Aparent nu are, dar este totuși în primii 6 cei mai importanți oameni ai partidului la nivel național, ca poziție politică. Volens Nolens, sigur că te duce gândul și la activitatea sa politică, dar nu poți să faci o rupere între cele două tipuri de activități. Până la urmă și șeful CJ-ului este totuși o funcție politică, știți? Nu este una rezultată în urma unui concurs internațional unde ți-ai depus CV-ul și ai dat un examen scris și un interviu. Nu, e. Ai candidat pe listele unui partid, te-au ales, deci foarte delicată povestea asta, pentru că lucrezi cu oamenii, nu? Eu am zis că e aroctate economică în sensul ăsta, că facem drumuri, facem... Pentru telespectatorii noștri, Iulian Dumitrescu a anunțat acum câteva minute că își dă demisia din funcțiile pe care le are în Partidul Național Liberal. Era vorba despre funcția de prim-vicepreședinte și funcția de președinte al filialei PNL Prahova, după ce DNA l-a anunțat că este cercetat într-un dosar pentru acuzații serioase, este vorba despre acuzații de corupție, luare de mită și fals în declarații, împreună cu sora și cumnatul. Toate detaliile vor veni imediat. Andreea Dumitrescu vă așteaptă cu ultimele știri. Seară bună!